Vreau să citim de la Matei, capitolul 27, începând cu versetul 39. Am văzut în prima sesiune, prin Duhul, prin Cuvânt, cum arată sfințenia lui Dumnezeu. Am înțeles că legea lui Dumnezeu, din ceea ce ne-a spus fratele Lucian, este sfântă, dreaptă, este în vigoare, ea ne expune cine suntem noi cu adevărat. Am văzut apoi că Dumnezeu vrea să ne facă părtași sfințenii sale. În această sesiune aș vrea să vedem cum toate lucrurile acestea se adună împreună. Cum putem noi să supraviețuim în fața sfințeniei lui Dumnezeu? Cum putem să fim făcuți părtași, nu făcuți praf în fața Sfințeniei manifestate a lui Dumnezeu. Și răspunsul este crucea Domnului Isus. Matei 27 cu 39, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții ce mei de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu. Să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bajocură. De la ceasul al șaselea, până la ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și până la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Elie, Eli, la masa Bactanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Elie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lăsați să vedem dacă va veni Elie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. I-au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate s-au înfricoșat foarte tare și au zis cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Amin. Vă invit să mai plecăm o dată capetele în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru, ne recunoaștem neputința noastră de a înțelege taina de la cruce. Te rog prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt să ne duci prin credință să înțelegem puțin din ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a făcut pentru noi. Zugrăvește-L Tu, Doamne, înainte ochilor noștri. Îndrăgostește-ne de El. Fă să-L iubim pe El din toată inima. fă pasiunea vieților noastre. Descoperă-ne puțin din agonia Lui, din suferința Lui, din ispășirea Lui. Ca, Doamne, să ne fie groază de rău. Și mă rog în numele Lui Isus, dacă este în locul acesta un suflet care nu te cunoaște pe tine, care nu este născut din nou, care n-a înțeles nici păcatului, lui, nici sfințenia ta. Descoperă-te tu ca un Dumnezeu sfânt, dar plin de dragoste prin Domnul Isus. În numele Fiului Tău ne rugăm. Amin. Un om este răstignit la un loc de răscruce, ca asta este Golgota. Un loc în care treceau și se adunau oameni care erau martori la cele evenimente. Un om este răstignit la confluența dintre două împărății, vedeți, pe cea a evreilor și cea a neamurilor. Foarte ciudat să îmbină Aici două popoare, evrei și neamurile, doi guvernatori, Pilat și Rod, două tipuri de ucenici, da? de slujitori ai lor, aprozii, soldații. Un om este ridicat între cer și pământ, între Dumnezeu și oameni. Cu Dumnezeu sus în cer și cu oamenii jos la cruce. Acesta nu este doar un eveniment local. Un om este răstignit public, oficial. Iar moartea lui este documentată în toate evangheliile cu lux de amănunte, chiar mai mult decât învierea Domnului Isus. Un om este răstignit și oameni de tot felul, uitați-vă, de la preoți până la tâlhari. Îl urăsc și îl bagiocoresc, dar fără ca cineva să-i poată arăta vina. Un om este răstignit și soarele se întunecă. Pământul se cutremură, oamenii fug bătându-se în piept. Perdeaua din lăuntru templului se rupe. Ostașii, păgânii se convertesc. Și profețiile se împlinesc. Cine este acesta? Și ce s-a întâmplat în evenimentul acesta extraordinar? Aș vrea să observați, în primul rând, în pasajul acesta, păcătoșenia inimaginabilă a omului. Nu există, din punctul meu de vedere, niciun alt pasaj din Sfânta Scriptură, nici măcar Sodoma și Gomora, care să arate stricăciunea atât de profundă și adâncă a omului care face necesară gerfa lui Hristos prin care a fost satisfăcută Sfințenia lui Dumnezeu. Repet, nu există niciun alt eveniment în toată istoria omenirii care să arate păcătoșenia inimaginabilă a omului care face necesară jertfa Domnului Isus Hristos prin care El ar satisfăcut Sfințenia Lui Dumnezeu. Într-un sens nici nu poți să înțelegi judecata sfântă și dreapta Lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi cât de grav este păcatul. De aceea Biblia a îngăduit ca la jertfa Lui Hristos să fie implicat Irod, Pilat, reprezentantul neamurilor, reprezentantul evreilor, evrei, noroadele, neamurile, toți sunt strânși acolo și toți sunt împotriva Lui. Vreau să observați păcătușenia inimaginabilă a omului. Eram cu unul din băieții mei în timpul pandemiei și curățam un loc acolo, un teren de-al nostru și discutam despre evenimentele astea de la cruce și îl întreb pe unul din băieții mei, cred că avea vreo 5 ani jumate, tu cine crezi că suntem noi aici la crucea Domnului Iisus Hristos? Care crezi că ne reprezintă mai bine? Și el a spus, Cel care, cei care îl pe Iisus. Cât de adevărat. Ne-ar să spunem, ha, noi eram, cred că, printre femeile alea. Nu eram printre femeile alea. Nu eram. Știți unde erau bărbați, nu? Hai să observăm păcătoșenia inimaginabilă a inimaginabil, omului care face necesară satisfacerea Sfințeniei lui Dumnezeu prin jertfă. Altfel nu vei înțelege judecata lui Dumnezeu, Sfințenia lui Dumnezeu. În primul rând, observați unitatea aceasta desăvârșită a păcătoșilor. La cruce nu mai există nicio diferență între preoți și tâlhari. Sunt la fel. Spune așa. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte ca cele pe care le aruncau preoții farisei, cărturarii, oamenii care stăteau cu Biblia în mână și care chipurile se ocupau de îndrumarea poporului către Dumnezeu. Acești oameni care păreau, din punct de vedere omenesc, la distanțe infinite, preoții și tâlharei, în fața Sfințeniei lui Dumnezeu arătată la cruce, ei sunt la fel în ura lor, în păcatul lor, în rebeliunea lor față de Dumnezeu. Toată poleala lor exterioară, religioasă și morală este dată pe față, este, este aruncată jos la cruce. Ei își arată profundă a păcatului lor acolo la cruce. Observați al doilea lucru referitor la păcatul lor, enormitatea și, enormitatea și idoșenia păcatului se vede în ura lor criminală față de Dumnezeu. Sunt oameni care spun, dacă Dumnezeu mi s-ar arăta, aș crede și eu în El. Nu, Dumnezeu s-a arătat și noi L-am omorât pe o cruce. Asta am făcut noi cu Dumnezeu. Asta este esența păcatului nostru. Dacă Dumnezeu ar mai veni odată la noi, exact cum a venit prima dată, ar mai face încă dată același lucru. Omul păcătos nu este un om handicapat, căzut într-o groapă care abia așteaptă să vină un doctor coborât acolo la el pe o scară și să-l bandajeze sau să-l vindece ca să iasă împreună din groapă. Nu, omul păcătos este omul căzut în groapă, pe moarte și când se coboară medicul acolo la el, îl strânge de gât și scuipă pe medicamente pe care el le-a dus acolo. Ăsta este păcatul omului. O ură criminală împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, nu l-au omorât oricum. Nu s-au mulțumit să-l omoare. Au vrut să-l omoare bagiocorindu -l. Au vrut să-l omoare scuipându -l. Au vrut să-l omoare atârnat gol pe un lemn. Au vrut să-l omoare văzând cum se scurge picătură cu picătură viața din el. Asta este ura inimaginabilă a omului față de Dumnezeu. Observați în a treilea rând, păcătoșenia noastră se vede în sfidarea lui Dumnezeu și a cuvântului său. Știți ce este interesant la cruce? Citește Matei 4 și 27. Și ai să vezi că a fost un singur personaj foarte macabru care a spus, dacă ești, Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe templu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, transformă pietrele acestea în pâini. Și acum te duci peste ani de zile, peste 30 ceva de ani și ești la cruce și auzi cei mai religioși oameni ai vremii. Și spune exact cu aceeași inspirație demonică, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă asta și asta. Păcătoșia noastră se vede în sfidarea lui Dumnezeu și a cuvântului său. L-au citat pe Dumnezeu, Inspirați de satana pentru că este interesant pentru că în versetul 43 ei citează din psalmul 22 cu 8. A, tu crezi că ești o figură mesianică? Hai să vedem cum se împlinește în viața ta psalmul 22 cu 8. Citiți psalmul 22 cu 8 și veți vedea că este un preoții citau din psalm. și uh, Citeau cuvântul lui Dumnezeu bajocorindul, Foloseau cuvântul lui Dumnezeu bajocorindul pe Iisus și în același timp cuplând cu ispita satanei din Matei capitolul 4. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, hai să se împlinească psalmul 22 cu 8 cu privire la tine. Incredibil. Băzucoreau existența lui Dumnezeu, a trimisului său și revelația lui în cuvânt. Al patrulea mod în care se vede păcatul și hidoșenia păcatului omului este în această mască a religiei. Vrem să părem buni. Ne ascundem chiar sub numele lui Dumnezeu. Cităm Biblia. Noi nu vrem să fim religioși. Noi vrem să fim niște religioși perverși care ne folosim de ce este mai scump și sfânt pentru a masca păcatul. Ne dăm cu Dumnezeu. Folosim numele Lui. Folosim cuvântul Lui. Folosim citate din Biblie. Asta sunt liderii religioși al lui Israel care arată adevărata față a moralității fără Dumnezeu. Fără prezența Duhului Sfânt. Fără Hristos. Al cincilea mod. Vedem nebunia păcatului prin faptul că devin voce ale diavolului. Și am spus deja lucrul ăsta. Și ultimul lucru. Aflându-se pe marginea iadului, în nevoie disperată de mântuire, omul bajocorește chiar lucrarea mântuirii. Chiar lucrarea mântuirii. Uitați ce spun. Dacă citești toate versetele astea, vezi, toți discută despre mântuire. Ascultați. Versetul 40. Mântuiește-te pe tine însuți. Versetul 42. Pe alții i-a mântuit. Tot 42. Pe Sirie nu se poate mântui. Versetul 43. Să-l scape acum Dumnezeu. Este tot un mod de a spune mântuiește-te. Omul este atât de pervers este atât de pervers încât bajocorește chiar lucrarea mântuirii. Uitați-vă, nebulia lui este atât de mare încât în clipele în care Iisus săvârșea lucrarea mântuirii, oamenii bajocoreau însăși în făptuirea acestei lucrări. Ei nu erau pur și simplu niște necredincioși. Ei contestau, bajocoreau, huleau persoana și lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce făcea omul când Dumnezeu făcea lucrarea mântuirii noastre. Săteau toți în fibrilații și așteptau să vadă cum va decurge. Nu, bă, jocorea. Cu ce am contribuit? Mi se pare una dintre cele mai hulitoare și blasfemiatoare întrebări împotriva lui Dumnezeu. Cu ce aș putea eu contribui? Ce să contribui la ce? Ce legătură ai tu cu mântuirea? Ce ai făcut tu? Tu dacă erai la cruce, huleai lucrarea mântuirii. În timp ce el își plătea plătea păcatul tău, murea pentru tine, stătea în locul tău și scurgea viața din el prin sângele ale celor care curgea, tu e lucrul ăla. Asta, cu asta e contribuitul la mântuire. De aceea a fost necesară ispășirea. De aceea a fost necesară satisfacerea Sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu s-a revărsat în momentele acelea cu toată forța mâniei sale, pur și simplu distrugând toată planeta Pământ, făcând-o terci. Pentru că era cineva care suporta. De aceea este necesară lucrarea Domnului Isus Hristos, datorită păcătoșenii inimaginabile a omului. Vreau să observați în al doilea rând. Sfințenia infinită a lui Dumnezeu arătată în jertfa Domnului Isus. Nimeni nu poate aprecia dragostea lui Dumnezeu în felul în care trebuie dacă nu cunoaște, așa cum am spus, hidoșenia, gravitatea, consecințele păcatului și dacă nu cunoaște frumusețea, maestatea, intransigența sfințeniei lui Dumnezeu. N-ai cum să apreciezi ce s-a făcut pentru tine n-ai cum să apreciezi. De aceea sunt niște lucruri interesante care se întâmplă aici. Uitați-vă în primul rând la acest întuneric pe care evangheliștii îl menționează foarte atent. Matei 27 cu 45, de la ceasul al 6 șaselea până la ceasul al 9-lea. Sunt trei ceasuri când s-a făcut întuneric peste toată țara. Ce este întunericul? În Biblie întunericul este un simbol al mâniei lui Dumnezeu. Matei nu spune lucrul ăsta pentru că evreii știau și era de la sine înțeles. Te duci în profes și vezi mereu. Întunericul este un simbol al judecății și al mâniei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu face legământ cu Avram și l-a pus să aducă jertfe, care știm, era un simbol al lucrării Domnului Isus Hristos, se întâmplă ceva. La apusul soarelui, Geneza 15 cu 11, un somn adânc a căzut peste Avram, asta a făcut Avram pentru lucrarea mântuirii. Și iată că l-a apucat, o groază și un mare întuneric. A simțit puțin Avram din groaza și întunericul pe care Isus urma să simtă peste mii de ani. Când Dumnezeu pe și Egiptul, spune lui Moise, întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi. Așa înțelegi strigătul lui Hristos. Și a întins Moise mâna spre cer și s-a făcut întuneric beznă în toată țara Egiptului trei zile. Nici nu se vedea unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină, un simbol al judecății. Sau când se profețește judecata lui Dumnezeu în viitor, spune, sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sunt ca să tremure toți locuitorii țării, că -și vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și întunecime. Unii e ziua aia? Va veni ziua aia pentru tine? Răspunsul este nu. De ce? Pentru că tot ce au profețit profeții despre ziua Domnului, o zi a judecății, a fost concentrat în trei ore în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De ce se manifestă prin întuneric? Vedeți, în Biblie vedem că există o legătură între om și creație. Faceți aminte, când omul a căzut în păcat, Dumnezeu blastă-mă pământul, să-ți dea spini și pălămidă. Nu doar el suferă în trupul lui, există o legătură între om și creație. Omul a fost stăpân în creația pe care Dumnezeu a făcut-o un administrator al lui Dumnezeu. Și în momentul în care omul păcătuiește, creația devine ostilă omului. Și așa că aici la cruce vedem cum creația resimte, rezonează, reverberează când tot păcatul este strâns și adunat într-un singur loc deasupra unui singur om, deasupra Domnului nostru Isus Hristos. De asta se face întunericul acesta. Creația simte. Dumnezeu lasă un semn în creație. Biblia spune în în capitolul 1, că toate lucrurile se țin prin El, toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru, pentru, El și toate lucrurile se țin prin El. Vă imaginați că în momentul în care Iisus stătea, a trânat pe o cruce pe care, care era făcută dintr-un lemn pe care El l-a creat, când Domnul Iisus stătea pe cruce, El susținea soarele, luna, stelele, El făcea să funcționeze gravitația, el, el controla toate galaxiile și în momentul în care El Creatorul suferea acolo pe cruce, creația simte într-un fel împreună cu el. Nebunii nu înțelegeau nimic din ce se întâmplă acolo. Ticăloșii ăștia. Dar creația simțea împreună cu el, reverbera împreună cu el. Biblia arată foarte clar. Lumina este o, uh, un simbol al prezenței binecuvântate a lui Dumnezeu. Când Isus stă în fața judecății divine și poartă păcatul omului, Dumnezeu își întoarce fața de la el și se face întuneric. Întunericul, așa cum am văzut, este arată acel eveniment viitor escatologic al judecății lui Dumnezeu. Iar acum tunericul, este adus deasupra Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că atunci a fost o zi a judecății. O zi a judecății mele și o zi a judecății tale, dar în persoana Domnului nostru Isus Hristos. Ziua Domnului, ziua Domnului. Cea mai importantă zi a Domnului a fost ziua în care Dumnezeu l-a străpuns pe Fiul Lui pentru păcatele noastre. De aceea când se vorbește despre iad, citim că acolo este întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșinirea dinților. Înțelegi a fost oare puțin în sufletul Domnului Iisus? Un întuneric atât de dens și de gros și de terifiant, încât a adus sufletul Domnului nostru Iisus Hristos în agonie. Și se vede lucrul acesta în creație, pentru că lucrarea Domnului Iisus Hristos are dimensiuni cosmice. Este ceva ce trecea de, acel loc și de acei oameni unde s-au întâmplat toate aceste lucruri. Uitați-vă nu doar la întuneric, ci la strigătul Domnului Isus Hristos. Pe la al noului Isus a strigat cu glas tare, Eli, El, la masa Bactania. adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit. Gloria acestui moment extraordinar este dovedit de cel puțin două lucruri. Unu, că a strânit poate cele mai multe erezii despre Domnul nostru Isus Hristos și al doilea de unele expuneri celebre, extraordinare a suferinței de Domnul Isus Hristos când s-au adunat oamenii la textul ăsta, au devenit ori eretici, ori au exultat în niște declarații extraordinare despre lucrarea Domnului Isus. Hai să facem câteva observații. Uitați-vă la intensitatea suferinței Domnului Isus. Spune că a strigat cu glas tare. Profunzimea suferinței sale. Emoțiile adânci prezente în acest strigăt. Emoții născute din suferință profundă. Domnul Isus nu făcea teatru. Domnul Isus n-a spus, eu sunt oricum Dumnezeu, doar voi știți, eu sunt Dumnezeu și eu. Și le făcea din ochi la ucenici. În trei ori să rezolvă, stați liniștiți. Nu! El avea o suferință reală, profundă, intensă. Natura suferinței Domnului Iisus nu a fost în primul rând fizică. ascultați mă nu a fost fizică, ferească Dumnezeu să suminăm cumva suferința sa în vreun fel. Dar suferința sa cea mai profundă a fost spirituală. Spirituală. Uitați-vă, dacă vă uitați de-a lungul acestui episod, Domnul Iisus Hristos, Domnul Isus Hristos nu a strigat când a fost biciuit, nu a strigat când a fost pălmuit, nu a strigat când a fost scuipat, nu a strigat când i s-a smuls barba, nu a strigat când a fost țintuit pe cruce, nu a strigat când a fost bajocorit, ci a strigat doar când s-a făcut întuneric și Dumnezeu și-a întors spatele. Doar atunci a strigat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit? De ce? Pentru că esența suferințelor sale a fost, o, a fost, natura suferințelor sale a fost una spirituală. A fost una spirituală. Nimeni nu poate să înțeleagă imensitatea acestor suferințe. Uitați-vă la sfințenia suferințelor sale. În acea suferință profundă, zdrobit, presat, ce a ieșit din inima Domnului nostru Isus Hristos? Este important să știi că a fost o jertfă sfântă, curată. Că a fost ca un mel pe care preotul lua, îl cerceta pe toate părțile ca să fie fără cusur. Când a ajuns la climaxul, cel mai înalt punct al vieții sale și când l-au presat pe Domnul Isus Hristos, din el au ieșit niște cuvinte din Psalmul 22. A ieșit scriptura din el. A ieșit o încredere în Dumnezeu ca el nu zice Dumnezeul lui Avram Isaac și Iacov, ci spune Dumnezeul meu, încă se încredea când experimenta acest fel de abandonare despre care vom vorbi. El încă spunea Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. De ce este important strigătul ăsta? Unii zic, domnule, ce bine ar fi fost dacă n-am fi avut strigătul ăsta aici. Ca să nu zic că unii unii zic că l-a părăsit Dumnezeirea, a ieșit Dumnezeirea din Hristos și a rămas un simplu om. N-ar mai fi fost atâta zi dacă nu exista versetul ăsta atât în Biblie. Dar dacă nu exista versetul ăsta scurt în Biblie, s-ar fi putut spune că Domnul Isus Hristos, care a fost Dumnezeu, n-a avut o suferință reală. Nu știe El ce înseamnă cu adevărat să suferi. De ce? A fost Dumnezeu. Nu! Suferința lui a fost profundă, a fost reală și evangeliștii țin să menționeze cuvintele exacte pe care el le-a spus. Este important în suferințele prin care treci în viața ta și dacă nu treci acum și să mai trăiești câteva zile, săptămâni sau luni, vei trece prin suferințe. Este important să știi și să te uiți la Domnul Isus Hristos în suferințele prin care tu treci că poți să plângi în suferința ta. Frate, ești cam trist, dar sufăr, mi-a murit copilul. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Nu, Iisus nu s-a așa s-a purtat. Iisus nu avea o față zâmbitoare, tâmpă, așa ca un senil care a scos să treacă tot pe ce nu știu că o să vină învierea. Vezi de treabă. Nu, el a suferit profund acolo. Dar a suferit prin credință. A suferit prin credință. De ce a suferit Hristos? a suferit pentru că și-a asumat păcatul, a suferit pentru că a suportat pedeapsa divină, a suferit pentru că pregusta fiorii morții, a suferit pentru că a fost abandonat în mâinile vrăjmașilor, a suferit pentru că s-a încărcat cu cele mai hidoase păcate ale ființei umane, a suferit pentru că mânia lui Dumnezeu era turnată ca un torent peste el, a suferit pentru că a experimentat într-un mod real însingurarea și izolarea, a suferit pentru că era pus sub blestemul legii. Desigur, trebuie să clarificăm, Domnul Isus nu poate să fi fost părăsit ontologic de Dumnezeu. Adică, Dumnezeu, natura Dumnezeirii nu s-a frânt la cruce, așa încât să fi rămas Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul sunt. Iisus nu mai era Dumnezeu vreo trei ceasuri. Asta nu se poate să se fi întâmplat acolo. Pentru că Pavel zice, Dumnezeu era în Hristos împăcând, deci în timp ce El era pe cruce și suferit, Dumnezeu era în Hristos. Și atunci, în timp ce suferea și el spunea pentru ce mai părăsit, împăcat Dumnezeu lumea cu sine. Iisus zice, de rămas templul acesta și îl voi ridica înapoi în trei zile. Ăsta era templul în care era Dumnezeu. Și Dumnezeu cu omul Iisus Hristos se întâlnea. Dumnezeu cu omul Iisus Hristos se întâlnea în aceeași persoană. El îl reprezenta și pe Dumnezeu, el îl reprezenta și pe oameni. Și în acest templu i-a adus împreună, i-a făcut să se îmbrățișeze. Deci nu l-a părăsit ontologic Dumnezeu, sub absolut nicio formă. Natura lui dumnezească nu s-a scurs din el. Știm că nu a fost părăsit în acel, acest mod radical, pentru că chiar și la momentul acesta el se adresează lui Dumnezeu și spune Dumnezeul meu. El arată nu, o încredere personală. El niciodată nu și-a părăsit încrederea lui în tatălui. niciun moment, nici măcar în acele trei ceasuri de chin. Mai important este să observați de unde vine citatul acesta. Și dacă aveți scripturile sau aplicațiile, să deschideți puțin la Psalmul 22, pentru că este foarte important să înțelegem cum a suferit Hristos, ce a însemnat acest strigăt. Așa începe Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai părăsit? Pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? În ce fel a fost el părăsit? Hai să vedem, în ce fel a fost părăsit? Uitați versetul 6. Eu sunt vierme, nu am, am ajuns de o cara oamenilor și desprețuit de popor. Dumnezeu întregului univers a ajuns să fie bajocorit de niște oameni. Asta a fost părăsirea. Sau versetul 7 și 8 care arată că este o bajocoră a încrederii sale în Dumnezeu. Mai grav decât simpla bajocoră. Tot cei ce mă văd își bajoc de mine și deschid gura, dau din cap și zic. S-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească fiindcă îl iubește. Cu alte cuvinte, Hristos spune, de ce i lași? Este o întrebare retorică, că știa de ce. De ce îi lași să bajocorească relația mea cu tine? Sau versetul 11. Nu te depărta de mine că și se apropie necazul și nimeni nu i-a lăsat Dumnezeu niciun sprijin. Nimeni nu vine în ajutor. Asta a fost părăsirea. Ca nimeni să nu-l ajute. Sau versetul 12 și 13. O mulțime de tauri sunt în prejurul meu. Niște tauri din basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. A fost părăsit în mijlocul dușmanilor sau versetul 14 și 15. A fost părăsit într-o suferință care atingea niște cote inimaginabile. Am ajuns ca apa care se scurge. Toate oasele mele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara, se topește înăuntru meu. Mi se usucă puterea ca Mi se lepește limba de cerul gurii. M-a adus în țărâna morții. Asta este părăsirea. În aceste suferințe inimaginabile. Este părăsit în moarte, versetul 15 și 16. M-ai adus în țărâna morții că și niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiți dau târcare în jurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Versetul 17 și 18 a fost părăsit și lăsat ca să i se terfelească demnitatea când spune că și împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru că mea. În felul acesta a fost el părăsit. Noi putem uita în Isaia 53 care arată în ce fel a fost părăsit. Versetul 5 din Isaia 5.3 Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru rădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți. Străpuns, zdrobit, pedepsit, rănit. Suferința lui a însemnat și abandonarea Lui în ghilimele, a însemnat lăsarea Lui sub povara nelegiurilor. Când spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare vedea de drumul Lui, dar Domnul, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiurea. A fost părăsit sub povara nelegiurilor noastre. Ăsta este sensul expresiei părăsit. Sau versetul 8, El a fost luat prin apăsare și prin judecată. Dar cine de, din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit? De moarte pentru păcatele poporului meu. Sau versetul 10. Dumnezeu a găsit, Domnul a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință. Deci, da, Isus a fost într-adevăr părăsit, în cel mai real sens posibil. Nu încercăm să jonglăm cu expresii și să spunem, a, nu chiar a fost părăsit. Nu trebuie să vedem din scriptură în ce sens a fost părăsit. Deci a fost părăsit între vrășmași a fost părăsit fără să fie scăpat de tatălui, a fost părăsit ca să fie făcut păcat și blestem pentru oameni, a fost părăsit ca să sufere la cote inimaginabile, a fost părăsit sub mânia divină, dreaptă și sfântă, a fost părăsit ca să moară. Da? Și Isus în natura sa umană simte o izolare, simte o îndepărtare, simte o agonie a sufletului. Imaginați-vă că el, judecătorul întregului pământ, este judecat. El sfântul este socotit, spune Biblia, păcătos. El care este într-o dragoste veșnică cu tatăl lui, este pus sub loviturile mâniei divine. El care este prințul vieții, îl numește Petru în prima lui predică sau a doua, el care este stăpânul vieții, este cuprins, spune, de legăturile morții. Deci da, Isus a suferit real și a fost abandonat în cel mai real și spiritual mod sub mânia lui Dumnezeu, în mâinile vrășmașilor fără să-i fie oferită protecție, fără să mai guste dulceața părtășiei cu Dumnezeu, simțind toată furia și mânia divină împotriva păcatului, suportând pedeapsa pe care niciodată n-a cunoscut-o până atunci, încărcându-se cu toate nelegirile noastre pe care nu le-a cunoscut până atunci. Și știți ce e interesant? Matei face o paranteză și ne spune cum îl bajocoreau oameni în timp ce el suferea. A strigat și începe să ne spună cum îl bajocoreau oamenii. Oare de ce lucrul acesta? Ne ascultați. A strigat Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai părăsit? Unii din cei ce stau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Sunt foarte multe explicații ale comentatorilor. De ce el strigă pe Ilie? Strigă după ajutor, cheamă un sfânt să-l avute. Și începe să-și bată joc de el. Unul i-a alergat cu un... a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o și i-a dat să bea, probabil să ia linie suferința. Ceilalți ziceau, lasă-mă, ei, strici. Strici testul. Strici testul. Hai să vedem, poate vine Ilie, cu carul de foc, Că nici Ilie n-a murit. Poate îl salvează în ultimul moment și l a avut din fața noastră și o să credem toți în el. De ce e scena aceasta? Cele trei reacții de aici au loc și sunt enumerate de Matei, cred eu, ca să arate că Domnul Isus, în cele mai grele momente, când suferea sub mânia la Tatălui, era încă bajocorit. Erau atâta de orbiți, întunericul din inima lor era mai mare decât întunericul de afară. Și ei erau dovada suficientă a nevoii unei jerfe care să îi spășească mânia lui Dumnezeu dreaptă și sfântă față de aceștia. De ce? Ba jocoresc ei? Pentru ca să vedem că nimeni n-a contribuit la lucrarea mântuirii noastre, nici măcar cu un burete muiat în oțet, cu absolut nimic. El a făcut de plin toată lucrarea. Cât de sfânt este Dumnezeu când te uiți la cruce? Cât de sfânt? Atât de sfânt încât atunci când fiul său era încărcat cu păcatele noastre, tatăl l-a părăsit. Cât de sfânt este Dumnezeu? Atât de sfânt încât Dumnezeu nu a intervenit când fiul lui era bajocorit de toți ticăleșii. Cât de sfânt este? Atât de sfânt încât atunci când s-a încărcat cu păcatele noastre, l-a lăsat pradă morții. Cât de sfânt? Atât de sfânt încât l-a făcut pe cel prea iubit să simtă forța mâniei sale. Cât de sfânt este Dumnezeu? Încât atunci când suferința lui Hristos atingea cote necunoscute de vreo ființă umană, Dumnezeu nu -i intervine. Cât de sfânt este Dumnezeu? Atât de sfânt încât nici creația nu mai poate fi martoră la păcatul omului îngrămădit deasupra lui Hristos. Cât de sfânt este Dumnezeu? Atât de sfânt încât pentru prima dată Hristos nu primește nici răspuns, nici ajutor. Atât de sfânt este Dumnezeu. Tu trebuia să fii acolo. Eu trebuia să fiu acolo. Atât de sfânt este Dumnezeu. Și la urmă spune, a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Vedeți, Domnul Iisus Hristos n-a fost o victimă. Noi nu ne închinăm unei victime. Și a dat Duhul această expresie, are rolul de a arăta faptul că El s-a predat Tatălui. Și a păstrat până în ultima fracțiune de secundă Încrederea de plină în Dumnezeu. El a spus înainte, Ioan 10, 18, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Vă dați seama ce a făcut Dumnezeu în relație cu fiul său? I-a spus, tu îți vei da. Nu eu îți o da, tu -ți o vei da. Vei suferi până la ultima clipă și când vei termina de suferit, tu va trebui să mori. Tu va trebui să alegi moartea. Acest pasaj este o mare încurajare pentru noi. Știți de ce? Pentru că Ioan ne spune ce a strigat ultima dată. Când a luat Iisus soțetul, a zis, Sa, tetele stai, sa, isprăvit. Apoi și-a plecat capul și a dat Duhul. S-a isprăvit. Ce s-a isprăvit? S-a isprăvit lucrarea mântuirii. Vreau să fiu foarte pastoral pentru inima voastră. Dacă crezi că păcatele tale încă mai trebuie plătite cu lacrimi, cu fapte, cu penitență, cu confesiuni, chiar cu pocăință. Repet, dacă crezi că trebuie plătite în felul acesta, ascultă glasul lui Iisus care reverberează de 2000 de ani pe culoarul timpului și care spune, S-a isprăvit. Dacă necredința, dubiile, îndoiala, acuzațiile, pârele, vinovăția, deznădejdea te fac să crezi că încă mai rămas ceva nerezolvat între tine și Dumnezeu. Hristos aproape te musăr cu o dragoste covârșitoare când îți spune de pe crucea calvarului, din locul în care a suferit, cu dovezile suferinței sale înaintea lui, s-a isprăvit. Dacă oamenii, preoții, tâlhari, prietenii, vecinii, părinții, păstorii, îți spun că este ceva nerezolvat între tine și Dumnezeu, între tine, cel care ți-ai pus în nădejdea în Hristos și în lucrarea lui de la cruce perfectă, între tine și Dumnezeu cel sunt și drept, Hristos are un argument final pentru absolut toți. s -a? Isprăvit. Dacă toți demonii iadului, am auzit atâtea suflete chinuite, dacă toți demonii iadului, ascultă-mă, dacă fiarele astea sălbatice deformate de păcat, dacă însuși satana, acest înger întunecat, s-ar ridica într-o zi împotriva ta, tot iadul, și ar cere ca sufletul tău să fie dat în torturi eterne în iad, ar fi suficient ca să reverbereze strigătul de la Golgota, un glas care se aude mai tare decât toate. Sa? Toți demonii și-ar închide gura înaintea lui. S-a isprăvit. Dacă emoțiile tale, mulți își judecă mântuirea după mie, emoțiile lor, dacă emoțiile tale fluctuante, dacă conștiința ta fragilă, dacă inima ta nespuzerea de și înșelătoare, dacă credința ta subțire sau logica ta superficială sau doctrina ta, te-ar face să crezi că lipsește ceva, cât uși de puțin, din mântuirea ta, totul este demolat de glasul plin de puterea Fiului Dumnezeu. S-a isprăvit. Dacă suferința, boala, necazul, lipsurile, tot felul de circunstanțe nefavorabile, te-ar face să crezi că Dumnezeu te pedepsește. Că Dumnezeu se răzbună pe tine. Că Dumnezeu toarnă în fiecare zi de suferință câte o picătură din cupa mâniei sale asupra ta ca să-ți răsplătească pentru toate faptele tale rele. Însuși Dumnezeu îți spune prin Fiul lui Isus Hristos, acest lucru nu este adevărat. Suferința ta nu are rolul ăla. S-a isprăvit, lucrarea s-a încheiat la cruce. Ascultă-mă, dacă legea lui Dumnezeu, ca o sabie învăpăiată, ar pluti deasupra capului tău. Legea lui Dumnezeu neschimbătoare, sfântă, dreaptă, dacă sfințenia lui Dumnezeu, de care nimeni nu se poate apropii fără să fie mistuit, dacă acestea ar plana deasupra capului tău, totuși glasul Fiului lui Dumnezeu le-ar satisface de plin și legea lui, și dreptatea lui, și sfințenia lui. Prin cuvintele, s-a isprăvit. Tu păi, poate spui, nu pot să cred așa ceva. Va nimici necredința ta, perfecțiunea lucrării Domnului Isus? Poate spui, doctrina mea îmi spune că și eu trebuie să fac ceva. Dar oare doctrina ta poate schimba claritatea cuvintelor Domnului Isus Hristos prin care a afirmat isprăvirea lucrării mântuirii? Vedeți că n-a concentrat-o Dumnezeu, nu știu ce fraze din astea la ambicate ca în Efeseni 1 de la 3 la 15. Că nu mai știi de unde ai început și unde ai ajuns. Nu a spus Dumnezeu simplu clar în lucrarea mântuirii. S-a isprăvit, s-a încheiat, tetele stai de plin satisfăcut, împlinit, acceptat înaintea lui Dumnezeu. Poate spune, spui, eu nu simt că sunt iertat și ispășit. Dar te întrebi, emoțiile tale vor schimba realitatea ispășirii tuturor păcatelor tale de plin și irreversibil? Iată de ce Dumnezeu și-a încurat lucrarea mântuirii noastre în jertfa Fiului Său. Ascultă-mă, înainte să simțim, înainte să credem, înainte să mișcăm noi ceva, înainte să facem, înainte să păcătuim, chiar înainte să existăm. Dumnezeu nu ne-a întrebat dacă vrem ca fiul său să-i spășească mânia lui Dumnezeu pe care noi o merităm pentru păcatele noastre. Ci pur și simplu a isprăvit. Inevitabil, ireversibil, indubitabil acest lucru. Care sunt efectele lucrării? Pentru că Biblia ne arată că s-a întâmplat ceva după ce fiul a încheiat lucrarea mântuirii. Scenariul nu are cum să fie complet dacă nu vedem care sunt efectele lucrării eficiente a Domnului Isus. Ele, detaliile astea sunt descrise de Matei, așa, în viteză, cu puține detalii, însă suficient ca să înțelegem teologia din spatele lor. Spune așa, versetul 51. Și îndată, perdea din lăuntru Templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Trebuie să înțelegi, toată istoria Vechiului Testament, începând cu izgonirea din Eden, cu mistuirile repetate, știți, de prin Levitic, numeri, numer, mistuirile ale repetate, a multor grupuri de evrei în pustie și continuând de-a lungul timpului, tot sistemul ăla sacrificial, epuizant, râurile alea, torentul ăla de sânge vărsat, pentru păcat, Dumnezeu niciodată nu-i satisfăcut. Arată distanța enormă dintre om și Dumnezeu, transcendența lui Dumnezeu, separarea radicală a lui Dumnezeu de omul păcătos. N-a niciodată să satisfaci pe Dumnezeu. Niciodată nu era suficient. Sute de ani, după sute de ani, jerfe, jerfe, sânge, carne, arsă, în continuu, în continuu, Dumnezeu spune, nu-i suficient, nu-i suficient, nu-i suficient, nu-i suficient, nu-i suficient, nu suficient. Și vine momentul acesta în care perdeaua din lăuntru templului se rupe în două de sus până în jos. De ce? Apostolul ne, explică, ne explică în vă las pe voi să căutați textul acela, unde spune că acest lucru a arătat simbolic, ruperea acelei bariere protective puse de Dumnezeu între sine și noi. Dumnezeu când a pus perdeaua aia simbolic, în prima parte a templului intrau preoții în fiecare zi și alimentau cu pâine, alimentau cu tămâie, dar în a doua parte nu intra decât marele preot, ca un simbol al lui Hristos o dată pe an. Și vedea în fiecare zi preotul, nu pot intra în prezența lui Dumnezeu, nici măcar el care era sfințit cum trebuie, cu hainele care trebuie, cu ritualurile care trebuie, n-avea voie să intre acolo, nimeni, niciodată. Pe perdeaua aceea erau cu suți, cu mare măiestrie, niște heruvim. Și aduceau aminte de grădina Edenului. Sunt de fiecare dată când intra în prezența lui Dumnezeu și ce spunea Dumnezeu cu heruvimea? Sunteți izgoniți, sunteți păcătoși, Nu aveți acces în prezența mea. Sunteți izgoniți, sunteți păcătoși, nu este suficient. M-am simțit, m-am pregătit, m-am îmbrăcat, am adus jerfa. nu e suficient. Asta auzeai. Și singura dată în istorie în care Dumnezeu rupe perdea din lăuntru templului și din două camere, una a omului și una a Domnului, se face o singură cameră. În Domnul Iisus, în jertfa Lui, ni s-a deschis intrarea în prezența Lui Dumnezeu. Am stat aici și ne-am închinat Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu. Cum? Fiindcă Hristos a satisfăcut Sfințenia Lui Dumnezeu, dreptatea Lui Dumnezeu, legea Lui Dumnezeu, a plătit pentru păcatul nostru. A plătit pentru păcatul nostru. Spune Scriptura versetul următor. Și îndată perdea din templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat. Din nou, când citești în Vechiul Testament, vezi cu tremurile în Scriptură prevestesc evenimente apocaliptice de foarte mare semnătate. Zice Evrei 12 cu 26, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Asta înseamnă cu tremurul. O intervenție supranaturală apocaliptica lui Dumnezeu care prevestește un eveniment de foarte mare însemnătate. Întunericul a arătat mânia lui Dumnezeu, dar aici cu tremurul este un semn pozitiv care arată o lucrare încheiată. A strigat tetele stai, s-a isprăvit și s-a cutremurat pământul. Vedeți? Deseori creația în Biblie personificată. O vezi plină de bucurie în prezența lui Dumnezeu. Dealurile, copacii bătând din palme, tresăltând creația înaintea lui Dumnezeu, lăudându-L pe Dumnezeu. Și eu cred că asta este o mustrare pentru necredința și muțenia omului în fața celei mai minunate lucrări ale lui Dumnezeu de la cruce. Dacă nimeni nu laudă, creația va lăuda pe Dumnezeu. Dacă noi suntem muți în fața lucrării sfășirii, va lăuda pietrele pe Dumnezeu. Va lăuda copiii din gura copiilor și a celor ce suc. scos o tăritură de laudă, spune Hristos. Acest episod, acest cutremur ne arată că trebuie să intrăm în sărbătoare în fața lucrării desăvârșite a Domnului Isus Hristos împreună cu tot Universul. Se cutremură pământul pentru că lucrarea lui Isus are dimensiuni cosmice, universale, nu doar personale și mântuitoare. Creația, într-un fel, parcă pregustă acum înnoirea tuturor lucrurilor. Biblia spune că creația geme, așteaptă răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu, așteaptă înnoirea tuturor lucrurilor. Nu doar eu cu Domnul Isus sub copac, cu Biblia, eu cu Domnul Isus sunt în regulă, m-am împăcat cu Dumnezeu. Nu! Este o dimensiune cosmică, escatologică, care cuprinde întreaga creație și care este branșată vine, se naște din crucea Domnului nostru Isus Hristos, pentru că păcatul a fost rezolvat. Mai există un efect. Versetul 52 și 53. Mormintele s-au deschis. Multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat, ea a ieșit din morminte după învierea lui. Au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Ordinea evenimentului e foarte importantă. Este întâi deschis accesul în prezența lui Dumnezeu prin ruperea perdelei, da, și apoi, după ce e plătită plata pentru păcat, cu moartea Domnului Isus Hristos, zorii învierii și a unei noi creații se ivesc. Speranța învierii, nu doar o viață spirituală, ci o viață fizică, veșnică, eternă, împreună cu Dumnezeu. Acest eveniment este o pregustare, o dovadă înaintea oamenilor. Că viacul viitor, puterile viacului viitor, Dimensiunea existenței noastre viitoare Împărăția de plină viitoarea lui Dumnezeu A intrat în cu nostru păcătos Dominat de păcat, de răutate, de rebeliune Și a început să facă schimbări seismice În ordinea lumii acesteia Aici este marea taină și misterul creștin Când Iisus moare Oamenii învie Și avem noi, nu? Cântul ăsta cu moartea Pe moarte călcând Și celor din, din morminte viață dăruindu-le Vedeți, noi nu suntem gnostici noi nu credem că trupul este o închisoare a sufletului nostru și abia așteptăm să ne ducem în cer la Domnul Isus acolo cu harpele ale invizibile. Noi suntem gnostici. Noi credem într-o răscumpărare de plină a persoanei noastre, atât spirituală cât și materială, atât sufletească cât și fizică. Impactul jertfei lui Hristos asupra omului este întreg, cuprinde toată persoana omului, trup și suflet, pentru această viață și pentru eternitate. Moartea, spune că este ultimul dușman pe care Domnul Iisus Hristos îl va înfrânge. Și la înfrânt la crucea de la Golgota, la înfrânt la crucea de la Golgota. Uitați, sunt niște schimbări inevitabile. Unul din efecte este, sunt schimbările acestea extraordinare în oameni. Da? Vedem, învierea este unul dintre ele. Uitați-vă la păcătoșii ăștia de la cruce. Mi se pare extraordinar. Prima convertire masă, trezire spirituală, are loc acolo la cruce, înainte de învierea lui Hristos. Și aș vrea să citești pe ceilalți evangeliști. Pentru că ei ne dau o imagine completă împreună asupra ce s-a întâmplat aici. Imaginați-vă, Pavel spune că noi propovăduim nebunia crucii. Și într-adevăr este o nebunie. Crucea era o metodă de tortură și de crucificare obișnuită în vremea respectivă. Revoluționari, trădători, criminali, bandiți, hoți, erau ridicați și răstigniți pe cruce. Goi! Și a murit și acesta pe care noi îl numim Iisus Hristos. Dar niciunul din ceilalți n-a ajuns mântuitorul lumii și nimeni n-a spus despre el că este mântuitorul lumii. Nimeni nu s-a gândit să-l facă pe vreo unul dintre aceștia răstigniți fiul lui Dumnezeu. Nu așa? Și nu s-a inventat nicio religie cu un răstignit cu vreo 2, ceva miliarde de urmași, nu-i așa? Ceva este aici special. Și vedem că este ceva special și într-adevăr, din punct de vedere uman, este o nebunie. De ce? Este un răstignit? Răstignit ca un sectar? L-au făcut îndrăcit samaritian, un revoluționar? L-au răstignit acolo? Din punct de vedere uman, câți dintre voi ați crede că El e Fiul lui Dumnezeu? a murit. A spus, s-a isprăvit. A murit. Câți dintre voi v-ați apucat să spuneți Fiul lui Dumnezeu, clar. A treia persoană din Sfânta Treime. Și sunt de bunie, aparent. Dar totuși la cruce se întâmplă ceva. Sutașul când a văzut ce se întâmplase în Luca 23 cu 47, a slăvit pe Dumnezeu. El nu era un evreu, el nu era un ucenic a Domnului Isus. El a văzut ce le-a întâmplat. El nu a văzut în jertfa lui Isus un disperat, o victimă care s-a prăbușit sub suferință. A slăvit pe Dumnezeu și a zis cu adevărat omul acesta era neprihănit, fără păcat. Marcu spune, sutașul care sta în fața lui Isus când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, nu doar neprihănit, era Fiul lui Dumnezeu. Ascultați-l pe Matei, sutasul, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el. Când au văzut cu toții cu tremul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis împreună toți cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Extraordinar. Au văzut ceva ce și noi astăzi vedem. Că El nu a fost un simplu om, ci a fost un om. Așa spune, omul acesta e foarte interesant. Luca și Matei, Luca spune că au declarat umanitatea perfectă a Domnului Isus. omul acesta era neprihănit. Matei spune că au recunoscut că relația lui cu Dumnezeu, Dumnezeirea lui acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu și om, neprihănit, care a murit pentru păcatele noastre. Care a murit pentru păcatele noastre. Aș vrea să închei. Mulți dintre voi sunteți crescuți în familii de creștini. Sunteți obișnuiți cu cuvinte despre Hristos, despre jertfa Lui, Poate ai auzit lucrurile astea de multe ori, dar poate niciodată n-ai ajuns să cazi la crucea Domnului Isus Hristos, să-ți plângi păcatul, să cere ajutor, să te îndrepți către Dumnezeu cu încredere știind că nu mai este nici o condamnare pentru tine, pentru cel ce vine la El. Poate niciodată, poate Dumnezeu în suveranitatea Lui a orchestrat lucrurile să ajungi la conferința asta ca, în sfârșit, să vezi gloria. Domnul nostru Isus Hristos și a lucrării sale răscumpărătoare și să te pocăiești. Să te uiți cu încredere la El și să fii sigur, El a plătit pentru mine. El a satisfăcut sfințenia intransigentă a Lui Dumnezeu. El a, a plătit toate călcările de lege ale Lui Dumnezeu în locul meu. El a stat în locul meu. A murit în locul meu. Dumnezeu să-ți dea putere dacă ești o astfel de persoană. Nu există niciun alt loc, ascultați-mă, unde să-ți poți descărca conștiința. Mulți dintre voi vă luptați cu conștiință încărcată. Nu există nici un loc în care să-ți poți descărca conștiința complet decât crucea Domnului Isus Hristos. Știi cât îți ia ca să-ți descarci conștiința care te-a chinuit an de zile? Care te face să-ți cumperi o cisternă de pastile ca să te mai liniștești? Ca să poți dormi noaptea? Care te împiedică să-ți pui ștreangul la gât sau să iei un butoi de pastile și să mori? Ca să mănânci până nu mai poți sau să te îmbeți sau să faci cine știe ce lucruri. Știi cât îți ia ca să descarci conștiința? Atât, atât cât i-a luat lui Petru atunci când s-a lepădat și Isus a uitat la el. L-a țintuit cu privirea lui Domnul Isus Hristos nu a fost o privire condamnatoare, acuzatoare, ci a fost o privire, o privire de dragoste și de iertare de dragoste și de iertare. Atât ați Poți să mergi pe calea lui Iuda. Eu mărturisesc toate păcatele. Eu o să merg toată viața mea la biserică. Eu o să dau bani înapoi. Eu o să repar toate greșelile mele. Eu o să mă duc să spun public înaintea tuturor ce lucruri rele am făcut. Să te duci să spui capăt zilelor. Dacă nu ajungi în fața lui Hristos, dacă nu ajungi prăbușit la cruce, dacă nu ajungi la un moment în viața ta în care să spui Fiul lui Dumnezeu a murit pentru mine, a stat în locul meu, a absorbit toată mânia lui Dumnezeu pe care eu o meritam, nu vei avea o conștiință liberă. Nu te poți împăca în niciun alt loc cu Dumnezeu decât la cruce. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Poate să-și pună toți păstorii și preoții mâine peste tine. Poate să te ungă cu tot un de lemnul din lume. Poate să-ți aducă toate batistele unse și sfinte și să le pună peste tine. N-ai să scapi de vinovăție. Nu o să se întâmple nicio vindecare reală în sufletul tău. Dacă nu ajungi tu personal înaintea lui Hristos, n-ai să primești putere împotriva păcatului. N-ai să scapi de acuzele diavolului. N-ai să poți să-L privești pe Dumnezeu față în față. N-ai să poți să-ți îndrepti spatele, să mergi demn în lume. Dacă nu te descarcă, dacă nu te descarcă Hristos de povara sufletului tău la cruce, la cruce, aduți aminte în toate suferințele tale din viață prin care ai trecut, trei sau vei trece, că nu, ele nu sunt o ispășire a păcatelor tale. Că Dumnezeu nu mai este supărat pe tine, pentru că a fost plătit totul. Rolul acestora este să te formeze pentru lumea viitoare. Aduți aminte că în toate necazurile tale, Fiul lui Dumnezeu a suferit cumplit. Dacă vreodată în viața ta te întreb, Oare știe Dumnezeu prin ce trec? Te duci la biserică și te uiți la frațe, zâmbitori, vin toți cu soțiile, cu copiii acolo și tu zici, oamenii ăștia n-au nici cea mai mică idee ce e în sufletul meu. Ascultă-mă ce spun, nimeni n-a suferit niciodată ca Domnul Isus Hristos. Nimeni nu a înțeles păcatul cum l-a înțeles Hristos. Nimeni n-a înțeles blestemul cum l-a înțeles Hristos. Nimeni n-a înțeles dreptatea lui Dumnezeu cum a înțeles-o Hristos. Nimeni n-a suportat nici măcar o picătură din mânia lui Dumnezeu cum a suportat-o Hristos. Tot paharul mâniei lui Dumnezeu l-a băut până la capăt. Nimeni. Doar El a făcut lucrul acesta. Găsește confort în lucrul acesta, în adevărul acesta. Și Hristos, care este un mare preot milos, spune Biblia, El știe prin ce treci. Tu habar nu ai prin ce a trecut El. Și va fi lângă tine. Va fi lângă tine. În viața noastră există păcate, obiceiuri rele. Lucruri pe care le-am luat așa ușor. Unii dintre voi sunteți calviniști. Dacă ați fi și reformați, tare bine ar fi. Sunteți calviniști. Și oricât vi s-ar spune, noi știm că mântuirea nu se pierde, nu e așa. O să pierde. Și că vrei să recunoști sau nu, oricât explicăm noi că doctrina asta nu duce la păcat, e de minte că mai e lejer. S-a rezolvat la cruce. S-a isprăvit, nu? Asta au spus. De câte ori au zis? Vreo șapte, opt ori. S-a Orice ar spune, și dacă eu aș spune, și dacă ar zice alții, s-a isprevit, Domnului. s-a isprevit, s-a să s-a isprevit. Vreau să te întreb ceva. Poți tu să privești la agonia lui Hristos de pe cruce, la izolarea lui, la suferința lui, și să fii atât de ușurat cu păcatul? Poți tu să fii înțeles cu adevărat prin Duhul? Cât a suferit Hristos, puțin din ce a suferit Hristos. Când ne-a întins Dumnezeu pe arul mâniei sale, când tot păcatul nostru era încărcat deasupra lui, când a văzut toate gândurile noastre murdare, toată mizeria, scârboșenia păcatului nostru, lucruri pe care ți este rușine să le spui când ești singur cu glas tare, el le-a purtat, poți tu să iei păcatul ușor. Am avut un coleg în facultate care era dependent de pornografie de masturbare și a venit și mi-a spus asta este starea mea, sunt un nenorocit, sunt un distrus, sunt praf și pulbere. Și am vorbit cu el despre Domnul Isus, despre jertfa lui. Și a pus în versete în cameră, pe pereți, aveau doi colegi. Nici ăștia nu au zis nimic. Cred că îmi dau seama de ce nu au zis. Și-a pus versete cu jertfa lui Hristos. Și-a făcut semne, cruci, pe acolo. Erau o chiar baptistă, dar oricum a făcut. Și-a pus pe acolo, s-a bombardat, și-a bombardat, și-a capitonat camera cu versete despre lucrarea Domnului Isus Hristos la cruce ca să se îngrozească atunci când îi vine să păcătuiască. Și Dumnezeu i-a dat eliberare. Pentru că forța crucii Domnului Isus Hristos, forța jertfei Domnului Isus Hristos, dacă ajungi să intri puțin în taina, în misterul suferințelor sale, este imposibil să rămâi nemișcat. Este imposibil să rămâi nemișcat, ca și om credincios. Să rămâi indiferent față de păcatul tău. Niciun om nu a înțeles de plin lui Dumnezeu cu excepția lui Hristos. Niciun om n-a cunoscut ura profundă a lui Dumnezeu pentru păcat cu excepția lui Hristos. Niciun om nu a înțeles hidoșenia ieșită din comuna păcatului cu excepția lui Hristos. Niciun om nu a înțeles intensitatea și infinitatea mâniei divine, drepte și sfinte a lui Dumnezeu, cu excepția lui Hristos. Nici o persoană de pe pământ nu poate să-ți arate intransigența dreptății lui Dumnezeu și lipsa lui total de compromis față de păcat, cu excepția Domnului Isus Hristos. Chemarea mea pentru voi toți în această zi este să veniți la cruce. Există ceva extraordinar în lucrarea Duhului Sfânt. El te poate transporta duhovnicește, sufletește, spiritualicește să te aducă la Golgota. Și poate deschide ochii să vezi acolo a murit Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Când s-a stins lumina în univers, s-a stins lumina ca să nu se stingă lumina pentru noi. Când Iisus a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? El a strigat ca tu să nu strigi o veșnicie întreagă, depărtat de fața lui Dumnezeu, ca niciodată să nu trebuiască să spui, Doamne, pentru ce mai ai părăsit? Niciodată! Când agonia și suferința intensă a sufletului său ajunsese la niște cote de nedescris, el a trăit lucrurile acelea, ca tu niciodată să nu simți izolarea aceea față de Dumnezeu, ca să nu cunoști nimic din blestemul păcatului, mânia lui Dumnezeu, din povara aceea care îți distruge conștiința, din groaza aceea pe care o vor suferi oamenii când vor sta depărtați de fața lui Dumnezeu și ar dori să nebunească ca să nu mai poată gândi, să nu mai poată procesa ce li se întâmplă și ar dori ca să le explodeze capetele, să nu mai știe de existența lor, să nu simți nimic, să nu știi nimic din lucrurile acelea. Îți este oferit astăzi Domnul Isus Hristos. Să crezi în El, să te încrezi în El, să-L îmbrățișezi pe El, să fugi spre El să te dai cu totul lui, să trăiești, să gravitezi în jurul lui. Uitați-vă, în scena aceea pe care o descrie Matei cu atât de multe detalii, există un singur centru gravitațional. Pilat gravitează în jurul lui, Irod gravitează în jurul lui, preoții, tâlharii, toți gravitează în jurul Domnului Isus Hristos. Nu există un alt centru gravitațional al lumii acesteia. Nu face nicio diferență dacă ești pe ușa aceea și nu crezi în el. Nu face nicio diferență pentru el. Din iad îl vei glorifica pe Dumnezeu. Din iad vei recunoaște Domnia lui, te vei pleca în genunchi înaintea lui, vei mărturisi cu gura aceea blestemată, Iisus Hristos este Domnul. Este un favor pe care ți-l face Dumnezeu. Să crezi în El, să-l primești pe El, să fie iertat, ispășit, curățit, împăcat cu Dumnezeu, restaurat de plin. Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia dintre noi să facem lucrul acesta prin Duhul Sfânt. Amin.